Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat marți într-o conferință de presă că a fost șocat și în același timp îngrijorat după ce a văzut statisticile privind rata de promovare a examenului pentru permisul auto și, în special, rata de promovare a probei teoretice. Moldovan a spus că sunt regrese vizibile în ceea ce privește promovabilitatea probei teoretice și a arătat că dacă în perioada decembrie 2021-martie 2022 promovabilitatea probei teoretice era de 44-45%, iar cea a probei practice de 48,66%, în perioada decembrie 2022-martie 2023, promovabilitatea la proba teoretică a scăzut la 41,20%, iar la proba practică a crescut la 49,3%. În cifre, în cele 4 luni din perioada decembrie 2021-martie 2022 au fost respinși la proba teoretică 4.472 de candidați din cei 8.520 înscriși, iar în perioada decembrie 2022-martie 2023, din cei 9.721 de candidați, au fost respinși la proba teoretică 5.243. Sunt o serie de date pe care le-am primit și l-am observat cu îngrijorare ambele părți, atât reprezentanții Serviciului Public Comunitar, la Poliției Rutiere, dar și directorii școlilor de șoferi, în ceea ce privește promovabilitatea la proba teoretică. Dacă datele pe care ne le-au prezentat colegii de la Serviciul Public Comunitar permise de conducere ne arată că, în ceea ce privește proba practică, se desfășoară într-o zonă de normalitate, având rezultate bune peste media națională, observăm că, în ceea ce privește proba teoretică, asistăm la regrese vizibile. Și o să vă permit să vă aduc la cunoștință o serie de date. Am comparat 4 luni de zile, perioada decembrie-martie, am plecat de anii trecuți. Și dacă în perioada 1-12-2021-31-03-2022 persoanele examinate la proba teoretică la nivelul județului Suceava au fost în număr de 8.520 și am avut 4.472 de candidați respinși, când ne referim la perioada actuală, 1 decembrie 2022-31 martie 2023, am examinat un număr mai mare de candidați la proba teoretică, 9.721, și am avut un număr exponențial crescut de candidați respinși, 5.243. Am cerut serviciului comunitar să ne prezinte date relevante, inclusiv în ceea ce privește rata de promovabilitate a candidaților la probele pentru obținerea permiselor de conducere, vorbind de proba teoretică, strict pentru categoria B. Iar aceste date ne arată că, în comparativ cu procentul de promovabilitate la proba teoretică și proba practică, sunt o serie de decalaje. Dacă în perioadele la care am făcut referință, 1 decembrie 2021-31 martie 2022, aveam un procent de promovabilitate la proba teoretică la categoria B de 43-44%, la proba practică de 48,66%, în perioada de referință 1 decembrie 2022-31 martie 2023, deci de actualitate, procentul de promovabilitate la proba teoretică la categoria B este de 41,21%, iar la proba practică de 49,31%, urcând spre 50%. Concluziile noastre sunt că la proba teoretică rata de promovabilitate este în continuă scădere. Mai mult, ca să fiu mai explicit, am solicitat defalcarea rezultatului reprezentându-le pe luni. Și vreau să vă spun că pe lunile decembrie, ianuarie, februarie, martie, începând cu perioada de referință la care am făcut trimitere, decembrie 2021-martie 2022, procentul de promovabilitate la proba teoretică a scăzut în felul următor: 45-25%, 45,05%, 43,05%, 41-35%. Iar în perioada de actualitate, în ultimele 4 luni,
repet, 1 decembrie 2022, 31 martie 2023, avem următoarele procente de probabilitate la proba teoretică categoria B. Decembrie, 39,72%, ianuarie, 41,30%, februarie, 41,99%, martie, 41,66%. De ce am ținut să subliniez aceste date? Întrucât am fost cu toții de acord, atât reprezentanții Serviciului Public de Comunitar, reprezentanții poliției rutiere, dar și reprezentanții școlilor de șofer, că sunt necesare, absolut necesare, eforturi de îmbunătățire în ceea ce privește practicile și îmbunătățirea pregătirii teoretice a candidaților care se prezintă pentru obținerea permisului de conducere. Mai mult, am avut parte de, din punctul nostru de vedere, de un șoc când ne-am uitat la o statistică efectuată doar pentru trimestrul 1 al anului 2023, referitoare la rezultatele obținute de candidați la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. După cum bine știți, de la 22 de puncte obținute, candidatul este admis, iar mai jos este declarat respins. Și am solicitat ca din acest moment pe dosarele de tuturor candidaților să fie trecut punctajul pe care l-au obținut, astfel cât instructorii dumnealor să înțeleagă, să vadă care este pregătirea reală a candidatului și să poată să lucreze cu el, astfel încât să se prezinte în mod corespunzător.